αυτά. Ο Μέτς που έκανε λάμπης και στην κατροατή του την εμπούνα. Ο Δαλίντσα για χριστικά τσινε τρία πούντε, μάλιστα που δεν είσαι λοιπόν τρία εμφρούντζε. Era normal să ne dorim foarte, foarte mult victoria, pentru că intram într-o zonă periculoasă și era foarte greu să remontăm moralul jucătorilor, chiar și în aceste condiții au fost, după aceste trei jocuri pe care le-am pierdut, cu trei echipe importante ale campionatului care se bat pentru fruntea clasamentului și care au jucători nesuperiori de ai noștri, am reușit să câștigăm astăzi trei puncte importante, până la urmă. Vreau să-l felicit în primul rând pe Roman pentru atitudinea lui, de a reveni, să zic, ca titular în echipă și de a scrie, a meritat acest lucru. Și de asemenea pentru jocul lui Cristea, care e un jucător crescut de noi, a demonstrat în ultima perioadă că poate să joace în prima echipă. Și a făcut-o foarte bine în acel joc. Au fost două reprize distincte pentru noi. O primă repriză în care am marcat două goluri și ne-am creat câteva ocazii foarte importante. După care a doua repriză, probabil în mintea noastră a fost să închidem jocul, dar am stat prea jos și ne-am permis să vină să-și creeze oportunități și ocazii de a marca. Au și marcat până la urmă, dar execuția lui Petre a făcut să închidă jocul până la urmă și să câștigăm cele trei puncte. Întrebări dacă aveți o